Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Discutăm astăzi despre un subiect sensibil al ultimilor ani, putem spune, acela de gestionarea deșeurilor. Vorbim și am vorbit foarte mult de tot ceea ce înseamnă reciclare, de modul în care depunem și sunt colectate deșeurile. În continuare sunt însă probleme nu doar în județul Hunedoara, ci la nivelul întregii țări, pentru că nu reușim parcă să depășim acel prag pe care autoritățile și l-au propus la un moment dat în trecut pentru a ne alinia cumva standardelor europene și nu numai. Mai avem încă mult de lucru, dar pe lângă munca pe care autoritățile și firmele care se ocupă de acest domeniu le au, cred că și fiecare dintre noi ar trebui să contribuie puțin mai mult la tot ceea ce înseamnă depozitarea deșeurilor corect. Vom discuta astăzi despre situația la zi a acestui subiect în județul Hunedoara cu invitatul meu, domnul Dan Stoian, director executiv al ADI Deșeuri Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Salut, mulțumesc de invitație! Mai avem mult până departe, am putea spune, dar suntem pe drumul cel bun oare în ceea ce privește și gestionarea, modul în care autoritățile reușesc să gestioneze această problemă a deșeurilor, dar și noi, oamenii, până la urmă, pentru că, așa cum spuneam puțin mai înainte, cred că ar trebui fiecare să contribuie puțin mai mult pentru ca acest sistem să funcționeze mai bine, cel puțin. Dacă nu la cele mai înalte standarde, măcar așa să reușim să facem o treabă mai bună. Da, este adevărat că mult mai avem și mult spaș avem de făcut ca să atingem standardele dorite sau, mă rog, nu cele asumate, pentru că ce s-a asumat la nivel de țară și ca obiective sunt, la momentul ăsta, sunt departe de a putea fi atinse și așa, mie mi se pare ca un vis să poți să te duci să spui că în 2025 vom avea 55% gradul de reciclare sau în 2030-60, când noi ne scăldăm de ani buni în jurul cifrei de 10-12%, atât noi în Hunedoara cât și în întreaga țară. Asta este, suntem în media a țării. Pe de altă parte, sunt într-adevăr pași care se fac mărunți pentru sistem. Și totul ține, cum ați zis de la început, de modul cum cetățeanul înțelege că prima sursă și succesul sistemului de reciclare pleacă de la fiecare din casă. Pleacă de la modul cum ne comportăm noi individual. Dacă noi înțelegem că trebuie să depunem separat, ca operatorul să poată colecta separat, să transporte la facilitățile care le avem în cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor, atunci, cu siguranță, gradul de reciclare va crește. Acum, lucru care nu se întâmplă în prezent. Prea puțin sunt cei care, sau poate au fost mai mulți la început, euforici fiind că iată și la noi se implementează acest sistem, au reușit să depoziteze separat deșeurile, doar că atunci când au observat că vecinii nu fac același lucru, unii dintre ei au renunțat, din păcate. Da, aici e o problemă de mentalitate, o problemă de obicei și e și o problemă care a început să ne preocupe, cel puțin pe noi ca asociație de dezvoltare, mai mult decât efectiv operarea asta zilnică, pentru că iași merge cursul normal. Suntem totuși unul din puținele județe, am tot repetat-o, tot spun, în care noi funcționăm. Suntem, din punctul ăsta de vedere, ok. Adică avem toate facilitățile, le folosim, le exploatăm, dar sigur că rezultatele în ceea ce privește reciclarea, în ceea ce privește un alt indicator foarte important este devierea de la groapă, se zice, devierea de la celula ecologică. Adică cu cât reușești să deviezi mai mult, implicit să depui mai puțin, cu atâta avem două lucruri. Înseamnă, unul, fie că reciclezi, fie că deșeul a deviat, merge în altă parte și el poate merge la în industrie unde se folosește deșeul ca și combustibil,
Noi avem în zona noastră extrem de aproape de noi fabrica de ciment, care este unul din consumatorii mari de deșeuri. Numai să-i dai ce-i trebuie. Și de ce nu primesc ceea ce... Ba da, primesc, dar aici puțin, este sau? O deficiență, în primul rând, sigur a noastră, pentru că ei trebuie să primească un anumit tip de deșeu și în anumite condiții. Nu pot să ardă acolo orice deșeu, pentru că riscă să compromită instalațiile de fabricație. Și, acolo și de ce nu primesc atunci ceea ce trebuie? Ba da, primesc, dar, repet, nu dăm noi la momentul ăsta ce trebuie sau nu putem oferi noi tot. Da, o să vă explic și cei cu sistemul, pentru că suntem în faza în care discutăm o investiție extrem de apropiată de viitor, dar extrem de apropiată ca timp, în care asta dorim ca din centrul de management de la Bârcea Mare, din CMID, să plece o cantitate mai mare de deșeu către fabrica de ciment. Altă cale este transformarea deșeului care rezultă din tratarea mecanobiologică în compost. Compostul, sigur, noi nu putem face un compost cum se face în alte țări, sau avem chiar și în România județe care, e adevărat puține, care reușesc să facă un compost pe care îl vând în rețeaua de magazine, de supermarketuri. Noi suntem mulțumiți pentru această etapă că materialul care îl scoatem din tratarea mecanobiologică, care are o similitudine de compost, un CLO, devine pământ de acoperire în celula ecologică și atunci economisim din altă parte și efectiv deșeul e transformat în pământ de acoperire. În celula ecologică fiecare strat de deșeu trebuie urmat de un strat de pământ. Ori dacă noi reușim ca din deșeu tratat, uscat, întors de mai multe ori, pregătit, să obții un compozit similar pământului de acoperire și să-l pui pe groapă, este iarăși un câștig. Menirea și scopul nostru este ca, repet, să avem un grad de deviere cât mai mare la depunerea celulă. Pentru asta ce ar trebui făcut? Uniunea Europeană a impus ca la nivelul anilor 2025-2030 să ajungem pe la 10 până la 5% în viitor deșeu care merge în groapă. La noi, la ora actuală, mergem undeva cam la 40% merge pe celula ecologică. Dar totul stăm bine, pentru că săptămâna trecută cei de la centrul de management de la CMID, Supercomu, au făcut o ridicare topo la celula ecologică, în care depunem de peste 7 ani de zile deșeu, să vedem cum stăm. Vreau să spun că gradul de umplere e de 42%. Deci mai avem loc să punem foarte mult. Asta în condițiile în care, în urmă cu 10 ani, 12 ani, când s-a calculat sistemul, prima celulă avea calculat o durată de viață de 8 ani. Practic, noi, la momentul ăsta, ar fi trebuit să fim în pregătirea celulei numărul 2, să o deschidem și, oarecum, să începem închiderea celulei numărul 1. Fiind sub jumătate, cu atât mai bine pentru noi că avem o durată de viață mai lungă, înseamnă și un lucru bun că am deviat de la depozitare o cantitate mai mare, dar, de fapt, ca să fim corect cu noi și cu sistemul, această diferență e dată și de faptul că județul a generat cantitatea de deșeuri care a fost calculată inițial. Asta plus e de bine, e de rău? Asta e trendul. Pentru că nu trebuie să neglijăm faptul că la începutul sistemului, în urmă cu 7-80 ani de zile, județul Hunedoara avea peste 460.000 de locuitori. Eu știu statistica că făceam... Între timp ne-a mai împuținat. Cred că da, statistica ne dă pe la vreo 430, dar eu cred că în mod real suntem sub 400.000 de locuitori. Deci odată populația mai puțină, generam mai puțin deșeu și populația care este generată mai puțin decât ar fi trebuit, să zicem, și față de calculele inițiale, deci modul grosso suntem sub 50% la celulă și atunci respect, e un indicator bun pe de o parte. Pe de altă parte, noi dorim să scădem și mai mult cantitatea de deșeuri, să o scădem pe care o depunem în celulă. Odată lungim viața celulei numărul 1, 2 amânăm investiția în celula numărul 2 și acolo sunt sume destul de mari care trebuie investite în primul rând de Consiliul Județean, că el este proprietarul sistemului și el este cel care are fondul de întreținere și dezvoltare din care va putea aloca acești bani. Și de asemenea targetul nostru, repet, este să ajungem să punem mai puțin. De ce? Începând cu 1 ianuarie 2024, economia circulară s-a majorat. Taxa pe economia circulară este o penalitate pe care o plătește cetățeanul pentru faptul că nu depune selectiv.
se percepe pentru fiecare tonă de deșeu care intră în deponeu fără să treacă prin sortare sau tratare. Adică prin sortare, în primul rând. Deci, cu cât nivelul de deșeu amestecat, fie că e menajer, fie că e amestecat, ajunge pe celulă, pentru fiecare tonă, operatorul trebuie să plătească la fondul de mediu o taxă, începând de la 1 ianuarie, de 160 de lei pe tonă. Până acum era 80 de lei până la 1 ianuarie. Bun, banii ăștia nu sunt din buzunarul operatorului, să ne înțelegem. Ei s-au prevăzut și s-au adăugat automat la tarif. Deci, cel care plătește această penalitate este cetățeanul. În momentul în care tu ajungi să deviezi cât mai mult, să depui cât mai puțin, înseamnă că această penalitate, aceste sume sunt din ce în ce mai mici. Avantaj? Până la urmă, în buzunarul populației se va simți la un moment dat. Asta ar însemna ca toți cetățenii să respecte acest lucru. Bun, sigur că da, cetățenii să respecte deponul. Oricum va plăti și cel care depozitează corect și cel care nu o face. Sigur. Deci, da, aici este foarte greu la momentul ăsta să faci o diferențiere. Eu ce pot să vă spun este că în mediul urban rezidențial, în mediul rural, modalitatea de colectare a deșeului reciclabil, și la noi în județ este sacul galben și sacul albastru, clopotul verde, verde pentru sticlă, eu îl apreciez că funcționează bine. Bine, bine, fără probleme. Problema apare când discutăm de mediu plurifamilial, de acele asociații de locatari, acele locuri comune la mai multe blocuri, și aici problema este acută, pentru că ea trebuie ar trebui rezolvată în primul rând din două puncte de plecare. Unu, UAT-ul, Unitatea Administrativă Teritorială, care este proprietara sistemului, a infrastructurii. Și care și-a luat anumite angajamente atunci. Care și-a luat anumite angajamente prin documentul de poziție când au semnat, au zis după aceea. Pe fiecare an s-au făcut niște angajamente. Ar fi trebuit ca an de an numărul de platforme să crească și să fie din ce în ce mai corespunzătoare situației actuale. Adică o platformă corespunzătoare presupune că tu, primăria, vii și pui la dispoziția operatorului o platformă betonată, conectată la apă și la canal. În momentul în care ai pus această platformă, operatorul, care are obligații prin contract și face treaba asta, trebuie să vină să o îngrădească, să o securizeze și să o mobileze cu containerele aferente fiecărui tip de deșeu. Nu numai că lucrurile astea nu s-au întâmplat în acest fel, ci ne-am trezit cu o seamă întreagă de OAT-uri care au desfințat o parte din platforme. Acum, sigur că în partea a doua anului vom avea o surpriză plăcută în județ, vor intra peste aproape 500 de insule ecologice digitalizate care vor schimba peisajul. Orașele mari, Deva, Hunedoara, au peste 100 de asemenea insule și atunci o mare parte din platformele astea insalubre și care nu arată bine deloc, vor dispărea. Și atunci probabil că și primările și, vedeți, dificultățile astea și de buget și de încasări și de tot, probabil că i-au dus spre zona care mai așteptăm că la un moment dat se va investițiile ministerului. Nu a reprezentat urgență pentru ei. Urgența este, ar trebui să fie majoră la treaba asta, pentru că nu a reprezentat pentru ei. Da, urgența este majoră. De ce? În momentul în care tu vii, ai o platformă și acolo lucrurile sunt în regulă, de acolo deși o pleacă cu siguranță amestecat. Chiar dacă într-o asociație de blocuri, sunt 5 blocuri, care au aferente o platformă de reciclare, de colectare, de depunere. În momentul în care tu ești un cetățean care vrei să respecti regula, vii și în pubela, în containerul galben, pui plastic și doze. În containerul albastru pui hârtie și carton. În cel negru pui menajerul. Cel care vine după tine, dacă unul singur aruncă, și am tot spus treaba asta, o pungă de deșeu menajer în unul din cele două containere de reciclabil, ăla este un deșeu infestat. Și să nu uităm că aceste pubele fiind deschise, da, sunt foarte mulți și oameni care nu au o locuință, oameni care stau pe stradă și am văzut, cred că cu toții, astfel de situații în care răscolesc deșeurile, le pun într-o parte în alta și aici este o problemă. Și aici e o problemă. Da, știți cum, să fiind deschise, problemele astea în zona oamenilor străzi, sau pentru că sunt din ce în ce mai puține situațiile.
Eu am exemple de orașe în țara asta unde aceste platforme au fost înlocuite cu platforme moderne, cu containere securizate, care au cartelă, care au cheie, care au un mecanism de acționare foarte simplu, ai o pedală pe care o apeși, se ridică gura de umplere a containerului, ți-ai aruncat gunoiul, ai ridicat piciorul, clapeta se închide, ai închis cu cheia și ai plecat. Și nu mai vine nimeni să intre în ele să umble. Dar asta înseamnă investiții din partea primăriei. Din păcate, la noi nu s-au făcut aceste investiții la nivelul județului, sau unde s-au făcut, s-au făcut puține și punctuale. Pentru a face platformele astea, tu ai nevoie ca operatorul, și are o obligație și trebuie să facă chestia asta, el periodic trebuie să vină să spele aceste platforme. Păi dacă tu nu ai legată la apă și la canal, el trebuie să vină cu mașină de spălat. Ok, vine cu mașină de spălat. Și acea apă și rezidurile unde ajung? Unde ajung? În stradă. Ajung în stradă, atunci vine media garda de mediu și la media de pe operator, că ai poluat strada. Dar el are în obligația în contract cu mine, cu ATU, să facă această operațiune. Și atunci nu mai facem. Și noi știm treaba și n-am cum să oblig. Sunt sancționate primăriile care nu respectă? Nu, există. Instituțiile astea ale statului de control, cel puțin la noi, nu. E subțire treaba. Și să știți că toată lumea fuge de coerciție, pentru că ăsta e sistemul care e peste tot în lume și în lumea civilizată. Păi toată lumea fuge de coerciție, dar tot cetățeanul plătește și incompetența unor autorități. Este normal. Dacă stați de vorbă cu orice om dintr-un AT cu funcție în domeniul administrativ, o să zică, dar ce faci, frate, îmi pui cetățenii în cap, cum să-l amendezi? Da, oriunde în lumea dezvoltată te duci și ai făcut o greșeală, plătești. Prima dată te avertizează, a doua oară te avertizează, dar a treia oară te amendează. Și probabil că o să ai 100 care te înjură, dar poate sunt 1000 care te aplaudă. Eu nu cred că are un sistem la noi de sistem de coerciție, pentru că efectiv în domeniul deșeurilor nu există și vă spun că la nivelul țării există în tariful pe care îl plătește omul. Este o penalitate care vrei, nu vrei, tu o plătești până pentru, la urmă, tocmai tot, pentru că tot cetățeanul are în cârcă toate sigur, aceste probleme. Sigur, da. Ele sunt percepute pe paliere diferite. L-am amendat pe om, mă înjură că l-am amendat. Plătești o taxă, o plătește, că asta este. Dar nimeni nu vine să-i spună, noi spunem, dar avem o audiență restrânsă, suntem o mână de oameni. Măi, cu cât ești mai ordonat, cu cât depui mai bine, poate la un moment dat vom avea un rezultat mai bun care va duce la o scădere a costurilor, pentru că orice lucru care tu îl transformi, îl redai industriei, la un moment dat trebuie să aducă un beneficiu. Discutăm deja de lucruri care, așa, în anumite zone par lucruri de SF, de science fiction. Problema cea mai mare rămâne în continuare modul cum este abordată această depunere, pentru că noi suntem un județ în care și operatorul care lucrăm acum și un operator pe toate zonele, chiar dacă are contracte intermediare, suntem într-o licitație care... O să discutăm și despre această licitație imediat. Operatorul are și de la noi sarcină și el a înțeles că nu trebuie să lase deșeul în stradă, indiferent cum îl ia. Și atunci, sigur că marea majoritate a cetățenilor, cei care stau în mediul urban și în zonele aglomerate, tot timpul vor percepe operatorul ca fiind cel care nu colectează corect, pentru că le ia toate la grămadă. Da, aici o asumăm treaba asta, decât să rămână deșeul necolectat, mai bine să-l ducă tot în amestec, cu această continuă dificultate de a crește gradul de reciclare. Dar, gândiți-vă ce ar însemna să-l pui pe operator și să facă o treabă extrem de simplă, mai ales pentru el. Operatorul ar trebui să vină să intre la platforma plurifamilială și să constate că în containerul galben este impurificat. Ok? Ar aplica ridica acea bulină, că știu că bulină, sunt acele semn ceva avertizor, exact, care spune deșeu neconform. Și nu ridică. Vine a doua zi, ce credeți că va găsi? Un container și mai plin, care e tot neconform. Da? Păi deja în a treia zi, nu mai unde să pui și va fi pe lângă. Oamenii vor veni în continuare și vor zice, uite, n-au ridicat deșeul, vor pune jos. Lasă-l, ia de jos să-l adune. Asta se întâmplă în cazul în care ai face acest lucru în momentul ăsta. Și am văzut ce s-a întâmplat și în capitală la un moment dat și în alte mari orașe ale țării din această cauză. Situația normală ar fi, astăzi am venit, am găsit deșeul neconform. S-am pus bulină pe el. Mâine am venit, am găsit containerul în acea stare, nu ridic, vin și ți-emit amendă. Sau îți dau un avertizment și a treia zi îți dau amendă. Cui? Păi proprietarul acelei platforme este asociația de locatari. Da?
Și atunci trebuie să amendezi asociația. Asociația va crea probleme. Dar trebuie sancționat atunci și primăria, nu? Pentru că nu și-a organizat platforma, că nu, acel teren nu este al asociației. Asociația este în cadrul primăriei, ca și adică ar trebui aplicate sancțiunile în mod corect. Sigur că până la urmă și primăria ajunge să fie părtași la treaba asta și dintr-o dată primăria ar avea un grup de cetățeni total nemulțumiți pentru că ei sunt amendați. În lumea civilizată, cum o numesc eu, știi ce se întâmplă? Când vii și ai un container de genul ăsta, cei de la asociație sau au o echipă specială, vin, golesc containerul, îl recurăță, îl reașează și a doua zi când vine operatorul ar trebui să găsească ce trebuie în el ca să poată să ridice. Imaginați-vă că s-ar întâmpla la noi așa nu s-a ceva. Nu se întâmplă și nu numai la Hunedoara, ci niciunde în țară. Și atunci, între a risca să ai zone în care nu mai poți să fii, ești inundat de deșeuri pentru că nu le ridici, că vezi, Doamne, nu este pus cum trebuie, noi am dat și sigur că e o treabă care este acceptată și la momentul de față chiar nu avem ce face, să ridice acel deșeu ca deșeu în amestec. Și mai apoi ce se întâmplă cu el fiind acel în amestec? Deșeu merge poate la tratarea mecanobiologică. Așa. Deci pe stația de sortare nu mai intră. Merge în tratarea mecanobiologică, acolo o parte avem niște tocătoare și firma Spercom a venit de jumătate de an cu un tocător suplimentar față de cel dotat, l-au adus pe banii lor, dar tocmai pentru a crește eficiența, acolo se toacă tot, se introduce în celulele de destabilizare. Chiar dacă poate 80% din deșeu poate fi reciclat, nu poți să-l bagi pe stație. Nu poate fi ales de către oamenii angajați de acolo? Nu, sau? Cum, pentru că în momentul când tu vii cu containerul, cu mașina, cu autocompactoarea, el vine și descarcă totul. Păi când o să ai saci în care ai reziduală, saci în care ai reciclabil, vă dați seama că sacul ca să intre, după ce el vine în sac, ca să intre pe bandă, sacul trece printr-un desfăcător de saci. Și atunci, pe jos, pe platformă, se împrășie deșeul menajer, reciclabil. Dar și cel menajer? Păi tu când ăla îl împingi pe bandă, care bandă urcă deasupra locașului unde se selectează și oamenii de pe bandă selectează, păi când tu ai dat deja cum deșeul menajer în amestec cu reciclabil, este infectat. Și îi se infestează toată stația. Atunci ce faci? Strici cantități mari de deșeu. Și atunci deșeul ăsta tot pleacă pe tratarea mecanobiologică, de acolo rezultă ce rezultă, fie un pământ de acoperire acel CLO, fie este dus după ce se și usucă și mai pierde și din greutate și se pierde apa, se elimină apa, se duce pe groapă ca deșeu destinat depozitării finale. Treaba e destul de complicată și cred că ar fi o mare câștig, dar că mare parte din cetățeni ar putea să vină să vadă cum se lucrează în acest CMID. Da? Pentru că au fost ani în care în celula ecologică poate că 80% a fost numai plastic. Ăla n-are ce căuta acolo. Acel plastic dăunează și pentru fenomenul viitor de închidere a celulei, pentru că de asta se pune atât de mult pământ de acoperire și se extrage levigatul și se tratează ca să ai o groapă uscată, o celulă uscată și care se poate așeza cât mai bine, că dacă tu construiești pe plastic și ăla nici măcar nu îl stabilizezi, la un moment dat când va trebui să faci, pentru că groapa se închide ca un nou. El are până la cota 0 la adâncime de 23 de metri, ajunge la cota 0, dar după aia când începi să o configurezi, ea va avea o formă ovoidă, ca de ou. Gândiți-vă că partea de sus, cum te înalți și nu mai are stabilitate, s-a dus. Ce faci? Este problematic și să știți că chiar m-am tot gândit să și nouă ne lipsesc și resursele financiare, că nu suntem, adică noi trăim pe cotizație care ne asigură funcționarea noastră și monitorizarea. Am tot încercat cu operatorul și mai încercăm și cu partea de presă care ne-ar putea ajuta să facem niște filmulețe, să le difuzăm mai mult și chiar la maniera, uite ce ar trebui să fie, uite ce avem și haideți să încercăm să vedeți la nivel macro, pentru că nivelul micro este cel care merge și pune punga în container sau și pune sacul de la poartă, în pubela neagră de la poarta fiecăruia, vine operatorul, ridică cu frecvența stabilită, e liniște. Dar haideți să vezi ce se întâmplă. Ce se întâmplă în instalația de sortare. Vorbim de 7-8 ani de funcționare a acestui sistem. Sistemul funcționează destul de mult colectare. Timp în care ați organizat campanii, timp în care ați fost în stradă, ați oferit cetățenilor am acele
fel și pliante, în felit, am făcut și prezentări de containere, de mașini. De unde această lipsă de interes atunci? Nu din partea dumneavoastră, din partea oamenilor, din partea autorităților, care, așa cum tot am spus în emisiunea asta, ar trebui să se implice mai mult. Pentru că ne place ce vedem afară. Sau da, în unele țări. Ne place, dar când te duci afară și comportamentul îl schimbăm. Îl schimbăm pentru că acolo știm că dacă greșim, plătim. Ne costă destul plătim. De mult. Plătim. Aici... Ei, de ce nu implementăm și acest? De ce nu împrumutăm și acest model pentru la noi? Pentru că ăsta e sistemul nostru și pentru că toată lumea fuge de a-și pune cetățeanul în cap sau de a-l sancționa. Dar e greșită percepția asta. Din, când te duci afară, dintr-o dată viteza o respecti, nu mai arunci sigara pe geamul mașinii, când pentru ești că pe stradă, te-ar mai costa încă un concediu, că, probabil, amenda pe care ar trebui să o plătești. În momentul respectiv vine cineva și îți spune întrebări, vine și te mai și bagă la un interogatoriu și bariere de limbă și alte. Atunci ești foarte precaut și ziceai să respectă. La noi toată lumea este într-o viață din asta foarte dulce. Fiecare știm că dacă m-am aruncat pe jos, ce o să-mi facă? Fiecare că dacă cu democrația cineva, lui, cu democrația lui, da. Lăsând la o parte, cum să zic, eu o situație destul de amară când ne aflăm în acest context. Vedeți, lucrurile se pot schimba peste noapte, iar educația, din păcate, nu o facem, nu o facem numai noi în stradă cu adulți. Da, dar 7 ani, repet, nu înseamnă chiar peste noapte. Adică ceva, ceva tot ar fi trebuit să se prindă de noi. Acum s-a mai prins, nu suntem chiar atâta de înapoiați să nu, sistemul să nu funcționeze. Funcționează, dar, vedeți, școala, stăteam de vorbă cu niște colegi din alte ADI-uri din țară, am avut săptămâna trecută, am organizat eu o întâlnire la DEVA cu vreo 10 județe, să ne schimbăm impresii, să povestim fiecare cum rezolvă problemele. Îmi spunea, cred că colegul de la Bistrița, zicea, băi, zice, știi ce ar fi cea mai bună treabă? Ca la nivel de școli, în școală, să se introducă o oră de civilizația deșeurilor. O oră în care copilul, mă rog, o oră, jumătate de oră, tot fie acolo, dar să aibă bifat, el să-l înveți. Și dacă tu începi să, cu generația actuală, începem să învățăm de mici, generația asta va crește într-un alt spirit. Mai mult, să nu uităm că copiii sunt formatori de opinie. Dacă copilul învață la școală că uite cum trebuie să faci și intră în cap și vine acasă și te vede că faci greșit, te va sancționa copilul. Și cred că e, cum să zic, eficiența e maximă în momentul în copilul tot îți atrage atenția că tu n-ai pus bine deșeul, că tu poluezi. Dar nu se întâmplă. N-am auzit de o școală care să facă. Noi am făcut ziua porților deschise la CMID. Bun, se mai întâmplă în școală, și în cadrul acelor programe, săptămâna altfel, săptămâna verde, mai acolo, sunt anumite activități, doar că ar trebui să fie permanente, poate, voluntariat, în care, mă rog, cu cât am putut am așteptat și noi, punctual, anumite primării, anumite primari se preocupă să-și ecologizeze anumite zone și am făcut acțiuni. Dar, vedeți, astea sunt niște lucruri punctuale. Ca să ai un sistem eficient, ca să ai un sistem în care să poți să admite mesajul, trebuie să ai o altă organizare. Și școala, noi, de exemplu, noi ca și ADI la DEVA, la Hunătoarea, noi anul ăsta ne-am propus să schimbăm un pic abordarea și acum am și intrat un pic mai mult în jocul ăsta reciclării cu OIREP-urile, cu organismele care duc reciclarea până la final, până la operatorul, până la reciclatorul final și ei, după ce încasează banii, de fapt încasăm noi, am început să dăm și la primării niște bani, bine, sume mai mici la momentul ăsta, pentru că și noi am avut cantități mai mici, o parte din acțiuni vor fi susținute de ei, de OIREP-uri și noi chiar... Ce înseamnă aceste OIREP-uri? OIREP-urile sunt niște organisme, se cheamă organisme intermediare de răspundere extinsă a producătorului. Ele sunt 13-15 OIREP-uri în România și tot ce înseamnă sistem de reciclare trebuie să treacă prin aceste OIREP-uri. Ele sunt, sunt partea din față a producătorilor producătorilor care pun în piață viitorul deșeu. Un exemplu, băuturi răcoritare. Dăm orice băutură vreți dumneavoastră. Nu dăm niciun nume. Nu dăm niciun nume. El pune în piață anul ăsta 1 milion de sticle de plastic cu băutura respectivă. Până acum mulți ani, pentru această cantitate de deșeu, de plastic care la un moment dat ajunge deșeu, tot timpul acolo ajunge, plăteau a priori la fondul de mediu o taxă. Da? Și nu numai aceștia producătorii, și producătorii de materiale de construcții, paletul returnabil, folia returnabilă, folia care o foloseai, erau purtătoare de penalitate pentru fondul de mediu. Acum ei nu mai plătesc aceste taxe.
Și atunci susțin aceste organisme intermediare care sunt înființate sub tutela Ministerului Mediului și care poartă în spate un program care se cheamă SIATD, un program de informare, unde noi fiecare operator introduce toate cantitățile de deșeuri care merg la reciclare. Deci, cine are acces în SIATD poate să vadă automat ce deșeuri s-au reciclat în orice moment. Aceste deșeuri, aceste organisme intermediare, să știți că sunt de fapt așa, o chestie inventată puțin, inventată mult, pentru că de fapt ei nu fac nimic decât au legătura cu reciclatorul final. Operatorul meu încarcă datele în sistem, operatorul meu colectează, separă, paletizează, încarcă tirul, face un dosar, dosarul ajunge la mine la ADI, eu îl verific, îl aprob, îi dau drumul mai departe la organism, la OIRE, iar operatorul se duce direct la reciclatorul final, marfa respectivă, că este folie, că este sac hârtie, că este plastic, doză sau sticlă. Reciclatorul final plătește. Până anul trecut, banii ăștia mergeau toți la OIREP-uri. OIREP-urile urmau să dea la operator și să împartă după aceea operatorul către primării. Sistemul nu a funcționat bine și atunci, de anul trecut, banii ăștia vin la noi la ADI-uri. Pentru că noi avem evidența fiecărei localități ce deșeuri reciclabili s-au luat de pe localitatea respectivă. Bun, cantitățile astea, acum nu vă chipuiți că sunt farmacie, dar sunt aproximative, pentru că sunt zone cu comune mici unde mașina de reciclare trece și poate adună din trei localități în același timp. Dar după prima localitate ați fost bun, am o treime de mașină, mașina are trei metri cub, deci se face un calcul aproximativ. Nu este farmacie, dar nu este nici la grămadă. Și atunci noi primim aceste date și când banii se întorc de la OIREP-uri, noi virăm banii către primării. Am făcut un prim pas în ianuarie și am virat undeva la 100.000 de lei către 37 de primării din zona de centru pe ce am avut. Suma sigur că este mică, a fost mai mare la orașele mai mari, dar și noi suntem blocați de către OIREP-uri unde avem tăcată vreo 300.000 de lei. La mine, în Hunedoara, ca ADI, este încă ok, dar avem alte județe care au de încasat milioane de lei de la aceste OIREP-uri și banii n-au ajuns încă la ADI ca să dea la primării. Noi îi recuperăm pentru că nu sunt atât de mari sumele noastre. E adevărat că și cantitățile noastre mai mici față, de exemplu, Doljul are 700.000 locuitori, Timișul are 700.000, Clujul 700.000. De acolo sigur că vine mai mult material reciclabil, au alte cantități reciclate, alte sume de încasat. La noi sumele mai mici, cantități, dar e un prim pas. Până acum primările n-au primit niciun leu de la nimeni. Noi acum am început să le dăm. Sperăm ca anul ăsta să fim mai darnici cu primările, asta înseamnă că și noi vom crește gradul de reciclare. Și asta înseamnă că banii pe care primăriile aceștia sunt bani destinați doar pentru deșeuri. Asta ar însemna că ar trebui să se regăsească și în anumite investiții, poate pe acele platforme. Corect. Să știți că și invers, noi suntem la sistemul de taxă. Primăriile încasează banii de la populație prin sistemul de taxă. Funcționează acest sistem acum după o perioadă în care cred că și-o cam intrat în mână. Problema s-a întâmplat ceva probleme generate de ultimele luni ale anului trecut, ultimele două luni, anul de acum și cu acea ordonanță de austeritate și au fost la mai putut face plăți, dar legea spune așa, banii care încasez un leu, 5, 1 milion, 2 milioane din deșeuri, trebuie să meargă în deșeuri. Trebuie să-ți plătești operatorul sau să investești. Chiar dacă a fost acea ordonanță, oamenii să presupunem că și-au plătit acea taxă. Și atunci tu, deci, ca primărie, trebuie să nu folosești. Să ajungă automat în conturile firmei care se ocupă de gestionarea deșeurilor. Lor și diferențe, dacă sunt diferențe, să se întoarcă în sistem. Și sunt primării în județul Hunedoara care nu au plătit pe anul trecut. Deși da, avem. Avut încasări? Da, avem. Ne dați și câteva exemple? Nu dăm exemple, dar avem sume foarte mari. La momentul actual, operatorul are o problemă foarte mare la noi în județ, pentru că are sume mari de încasat de la primării. Toate banii acum toți de la primării, pentru că pe toți județul avem sistemul de taxă. Are de ordinul milioanelor de euro de încasat și, până la urmă, nu este normal, pentru că operatorului noi cerem să aibă frecvența, noi cerem să aibă mașini, noi cerem să respecte o grămadă
grămadă de sarcini, dar noi n-ajung banii toți la el. Și atunci, sigur că problema este cu ce și întreține activitatea zilnică. N-am ajuns încă la restricții, să restricționăm serviciul pe anumite zone, pentru că permite. Se poate ajunge aici la restricționa? Sigur că poate. În contractele care le aveam există clauze clare care spun că dacă operatorul nu-și încasează banii la termen sau într-un termen rezonabil, se poate face o notificare către noi, un preaviz de 5 zile către OAT-ul care a rămas dator și atunci, de comun acord cu noi, putem să restricționăm frecvența de ridicare. Adică nu deci iarăși cetățeanul, are de suferit categoric. Din cauza faptului că a și plătit la timp acest serviciu, iar primăria nu a livrat banii către acum, firmă. Acum, mă rog, sunt lucruri care încep să se rezolve, s-au aprobat bugetele, din punctul ăsta de vedere nu va fi un, adică eu sunt optimist că nu va fi un blocaj generalizat. Sunt probleme. Probleme vedeți că peste tot în țară sunt. Dar vine întrebarea firească, unde sunt acei bani? Ce s-a făcut acum, cu acei bani? Dacă primăriile nu au... Primăriile sunt responsabile de treaba asta și sunt alți abilități care pot să pună întrebări de genul ăsta. Dar de regulă, adică nu de regulă, este obligatoriu ca banii care sunt colectați ca și taxă de deșeuri să întoarcă în sistemul de management al deșeurilor. Dar uități-vă, discutăm de primările noastre sau, mă rog, da, de primările noastre. Uitați-vă fondul de mediu, agenția fondului de mediu. Am avut niște discuții la niște întâlniri la București, chiar cu președintele fondului de mediu și îl întrebam, dom'le, se percepe o taxă, această taxă pe economia circulară de 80 lei pe tonă de deja de 4 ani de zile, 3 ani de zile și mai bine. Acum au și dublat-o de la 80 lei la 160 lei. Banii ăștia se duc la fondul de mediu, da? Fondul de mediu ar fi trebuit să întoarcă banii ăștia în sistem. După 3 ani de zile n-au întors niciunul în sistem. Toți banii la fond de mediu s-au dus pe panouri solare, pe casa verde, pe rabla, pe ce vreți. Dar eu nu știu un leu să se întoarcă în sistemul de management al deșeurilor. Abia acum au început împreună cu Ministerul Mediului să facă socotel, că ar putea să vină să îmbunătățească platformele, să facă niște investiții, să facă. Ar putea, nu că bun, și fac. Eu l-am întrebat pe președintele Fondului de Mediu, dom'le, spune-mi și mie, de ce ai mărit, de ce ați acceptat această majorare? Că voi ați acceptat-o. Ea a fost impusă, sigur, de la Uniunea Europeană, de la Bruxelles. Mi s-a dat temă mărit. De ce ați acceptat-o? Pentru că nu te obligă nimeni la Bruxelles. Dar tu ți accepți. Dacă tu ai acceptat, înseamnă că ai avut niște socotele făcute. Cum mă explici? N-a dat, nici măcar n-a dat din cap. L-am întrebat, bun, deci faptul că ați mărit taxa, ați dublat-o peste noapte, nu vă asuma, e impunere la Uniunea Europeană. Nu este. Uniunea Europeană, vă spun eu, că nu impune nimănui nimic. Îi spune, ar trebui să faceți. Dar noi, cum suntem extrem de umili și de... Așa yes, zicem, man. Facem, yes, man, da, facem. Bun. Atunci, spuneți-mi, din banii care ați adunat în fond, câți bani ați întors în sistem? Nimic. N-ați primit niciun răspuns. Nu, i-am continuat. Zic, vă spune ce ați făcut cu banii. I-ați dus în casa verde și pe aia, la ironie am zis, casa galben, albastră, roșie, care mai vreți voi, în rabla, în panouri solare, dar în deșeuri n-ați întors banii. Du-te, dumne, și banii din rabla, dă-i la mașini, susține fondul de asta, panourile și restul susținere din, cu producătorii de energie și deșeurile dă banii înapoi în sistem. Fiecare pe linia lui. Deci dacă la nivel general avem aceste discrepanțe. Ce să ne mai gândim la nivel local că o primărie nu și-a plătit deșeurile, că a dus banii în altă zonă? Puterea exemplului până la urmă, nu? Dacă cei mai mari procedează astfel, ce pretenții să mai avem de la ăștia mai mici. Ne apropiem de finalul emisiunii și vreau să discutăm puțin și despre mult discutatul sistem de garanție și returnare, acel SGR pe scurt, care a fost primit și privit cu ochi buni de către unii, mai puțin de către cei care sunt implicați direct în acest domeniu de activitate. Din păcate, SGR-ul, din punctul meu de vedere, și e, repet, un punct aproape, dar nu e chiar personal, pentru că mulți din colegii din ADE-uri personal și profesional, până la da, urmă. Da, personal că... este că la momentul ăsta încurcă sistemul, pe noi ne încurcă. El sigur că a apărut ca o necesitate a creșterii gradului de reciclare și el este împachetat foarte bine ca reclamă și ca sistem de către cei care l-au făcut sistemul. Să ne înțelegem, sistemul ăsta poartă în spate o companie care se cheamă Returo. Compania asta are 4 acționari. Unul este Ministerul Mediului, al doilea acționar este Asociația Berarilor din România,
Al treilea este Asociația Producătorilor de Băuturi Spiritoase, de Băutură Coritoare și Asociația Producătorilor de Ape și... Deci sunt cei care pun în piață și deșeurile care poartă sigla și care se reciclează, da? Bun. Noi, smiduri, eu am în discuție, am avut tot așa la diverse întâlniri, am fost vehement împotriva sistemului pentru că am zis, dom'le, în loc să băgați, să inventați acest sistem, cred că mai bine era să aduceți smidurile la un nivel de dezvoltare și de echilibru peste tot. Replica a fost foarte simplă din partea lor. Sistemul a apărut tocmai pentru că voi care ați gestionat smidurile ați dus gradul de reciclare la 10%, la 12% și nu puteți să depășiți această barieră. O să vedeți că noi prin sistemul ăsta de garantare reciclăm 7 miliarde de unități în anul 2024. Care ne va duce la un procent de 80% la PET, 7% la doză și 50% la sticlă. Poate fi așa, dar... Ne bazăm doar pe niște estimări. Sigur, deocamdată lucrurile nu merg cum le-au prevăzut aceste returo. El a pornit la 1 decembrie, 30 noiembrie. Ar fi trebuit să aibă 5 centre de colectare, sunt doar 2, unul la Cluj, la Bonțida și unul la Giarmata, la Timiș, trebuia să fie 5, gata, puse în sistem, sistemul lor informatic nu funcționează, încă sunt suprapuneri de sticle care peturi care au inscripționat logo-ul de reciclare și care nu-l au și aici se creează o confuzie majoră pentru că sunt oameni care merg cu o sticlă care nu are logo-ul și încearcă să o pună în aparat și resping și blocaje și altele, dar mă rog, astea cu timpul sigur că se reglează, nu exact. Putem fi cărcotași aici în zona asta. Problema este pentru noi că admituri ne afectează pentru că deși un reciclabil bun dispare, operatorul nostru, când a venit, al nostru, al tuturor, toți operatorii și-au pus o fișă de fundamentare a tarifului și a spus, bun, cât deșeu îmi dai tu în piață? Păi, ți-am calculat că 200.000 de tone. Din ăla cât e reciclabil? 10.000 de tone reciclabil. A, bun, deci pe 10.000 de tone, cât ar fi? Când au fost niște estimări, atâta hârtie, atâta plastic. Au fost făcute niște calcule în baza acelor estimări. Bun, deci mie mi se întorc ca operator niște bani din reciclare care înseamnă 1.000.000 de lei. Atunci milionul ăla, eu nu mai pun în cărca clientului, cetățeanului, pentru că mi-l recuperez. Da? Bun. Păi da, trece. Nici nu și l-au prea recuperat în anii aceștia, că spuneți că undeva că la 10% poate a fost gradul de sigur, reciclare. 10-12%. Bun, sigur nu a recuperat, dar din ce nu mai a recuperat de nimic? Și atunci primul efect va fi și va spune, bun, dar eu nu mai îmi fac veniturile. Eu sunt deja pe pierdere cu cantitățile care le-a dus un alt sistem. Până nu l-a înființat sistemul. Și atunci ce va face? Va veni și va cere să-i majoreze tariful mie. Mie ADI către populație. Păi un tarif majorat îl plătește toată populația județului, nu numai o parte. La sistemul ăsta de returo vor beneficia numai cei care sunt calculați, gândiți că vor să facă și își vor lua cei 50 de bani înapoi pe fiecare recipient în parte. Deci, să nu fiu greșit înțeles, sigur, nu mi-a plăcut sistemul, nu-mi place că a apărut, nu voi fi un susținător al lui. E posibil să funcționeze și să crească gradul de reciclare, dar eu care sunt într-un alt domeniu de activitate, care cu ăsta s-a pornit la drum, banii ăștia mulți care s-au investit în centre, în publicitate și face publicitate agresivă, nu ce facem noi, pe toate canalele media, cu ore de maximă audiență, cu o armată întreagă. Ceea ce nu este nici greșit până la urmă, pentru că trebuie promovate aceste sisteme. Sigur, sistemul și-l promovează, dar banii dacă puteau fi introduși în sistemul de management, care este în 33 de județe din 40, nici măcar nu peste tot, ai fi putut să le echilibrezi și să faci un pas. Poate că reciclarea nu creștea la 50% peste noapte. Dar aveam construit sistemul ăsta. Sistemul ăsta încet, încet, probabil că se va duce în cap. Adică noi ce rămâne să reciclăm? Credeți că vom ajunge? Nu știu. Nu ce mai reciclăm? Hârtie și folie. Că restul tot reciclabil bun se duce. Vă dau un singur exemplu și putem să trecem, chiedem sistemul cu reciclarea. La, până acum câteva luni de zile, sticla la reciclatorul final era plătită la nivel de 1.500-2.000 de lei pe tonă. Da? De sticlă. Sticla curată și mai bine. Astăzi, o tonă de sticle plătită cu un leu. Cum s-a ajuns în situația aceasta? Adică eu, operator, încarc un tir de 20 de tone, îl duc 700 de kilometri, plătesc 2.000 de euro transportul și încasez 20 de lei. Pentru că nu mai ai nevoie. Pentru că a intrat și returul. Apoi, e o problemă. Sigur că undeva
e bine să-l duc la și sticla aia, să o duc la reciclare, pentru că sticla aia nu se mai duce pe groapă, nu mai plată economie circulară, nu mai... Da, de la 1000 de lei tona la 1 leu tona este zdrobitor. Pe celelalte ambalaje și acolo au scos. La un moment dat, petul alb transparent curat era 5000 de lei, acum e vreo 1000 și ceva de lei, 1500. A scăzut interesul reciclatorilor pentru că, repet, reciclarea mare se va duce acum pe această zonă de retur, de seghere. Vom vedea ce se va întâmpla. Eu sper să nu murim noi ca sisteme, pentru că nu poți. Deșeurile sunt multe. Nu sunt doar trei tipuri de deșeuri: plastic, PET și sticlă. Suntem de 27 de tipuri de deșeuri. Sigur că Smith se ocupă de 4-5 sisteme, 4-5 tipuri de deșeuri. Tocmai de aceea ar trebui perfecționat acest sistem, corect, cu adică siguranță. Adică măcar să continui să investești în el, să-l aduci la un nivel performant, da, și să fii cu legislație. Să fii cu legislație. Legislația s-a schimbat aproape lunar. Au găsit tot felul de indicatori, tot felul de mecanisme. Stabilizați numai o dată legislația și du-te și obligă OAT-ul, du-te și obligă cetățeanul. Toată lumea trebuie cumva constrânsă să facă un lucru pe care, dacă nu-l face benevol și trebuie făcut, trebuie să constrângem. Că beneficiul este clar. Crescând reciclarea, dispare poluarea, avem materii prime, rezultate din reciclare, din deșeu, care îți ușurează în altă parte costurile. Adică beneficiile sunt extrem de mari dacă tu ajungi să reciclezi. Din păcate... Beneficiile le cam cunoaștem, nepăsarea e prea mare din multe puncte de vedere. În ultimele două minute din această emisiune vreau să discutăm despre zona 3 centru, o zonă mai sensibilă, să spunem, din multe puncte de vedere. Aici, în continuare, nu avem un operator 100%, pentru că au fost licitații. Da. Care este situația la ora actuală? Nu numai pe zona 3, zona 1, 2 și 3, toate trei zonele, adică Brad, Hațec și Centru, sunt în licitația mare, care este încă în evaluare. Avem tot felul de clarificări. În curând sperăm să închidem și să vedem cum tragem linia. Până atunci avem pe contracte intermediare. Chiar mâine, în data de 24, începe un nou contract pe zona de centru, pe încă 9 luni de zile, cu același operator care se cheamă Supercom, la niște tarife. De data asta am reușit să le negociem mai bune decât tarifele dinainte, adică au mai scăzut un pic, am reușit să... Adică vor plăti și oamenii mai puțin? Da, vor plăti mai puțin, pentru că și... Care este tariful? Nu îmi spuneți că sunt acum, după ultima modificări legislative, avem tarife pe sortare, nu avem odată tarif pe colectare, după avem tarif pentru transfer, după avem tarif pentru sortare pe fiecare tip de ambalaj în parte, sunt o serie întreagă. Impactul nu se va vedea imediat, pentru că rămâne în continuare taxa, iar taxa este atributul primăriei. Dacă taxa a rămas la 15 lei, eu aș fi mulțumit să nu mărim la 16 lei sau la 17 lei. Cu aceste noi tarife, cu gradul de reciclare un pic crescut, ar trebui să nu ne împovereze prea mult. Pe de altă parte, vedeți, schimbările astea și indicele de date de statistică care spune că trebuie să faci corecții de 15%, de 13%, le aplici, probabil că ne va duce și într-o zonă de creștere a tarifelor. Bun, deci se va prelungi pentru încă 9 luni. Încă 9 luni de zile, sistem de taxă, începând de mâine începe contractul practic nou. Celelalte contracte, zona 1 și 2, expiră în aprilie. Noi, luna viitoare, vom demara negocierile pentru a acoperi și aceste două zone cu încă un contract pe 9 luni de zile în fiecare ele. Dar de ce pe 9 luni de zile? Nu se poate face permite legea. Am avut contract un an, automat s-a prelungit cu 4 luni, s-a încheiat, următoarea lege dă voie doar la 9 luni. De ce nu se poate face o licitație pentru a stabili operatorul? Avem o licitație deschisă. Tocmai faptul că avem o licitație deschisă pe toate cele trei zone unite, nu ne mai dă dreptul să facem altă licitație. Ce altă? Pentru ce nu altă? Se mai prezintă și alte firme sau de ce nu? Aici nu, ai de ce. Dacă ai o licitație deschisă, unde avem deja ofertanți și sunt în evaluare, dacă ai aceasta, de aici încolo, până la închiderea licitației, tu ai dreptul să mergi cu aceste contracte cu încredințare directă, dar care toate au o clauză suspensivă, că în momentul în care în licitația, am încheiat licitația și avem un contract, ei în 30 de zile se opresc.
Am mai fi avut multe de discutat, dar din păcate am ajuns la final de emisiune. O ultimă întrebare, totuși așa 20 de secunde. Campanii urmează să mai organizați în județul Hunedoara? Veți mai fi în teritoriu? E obligatoriu, este obligatoriu. Acum și noi am fost primele două luni, suntem blocați încă pentru că acțiunea trebuie să aprobăm un buget. Depindem de bugetele OAT-urilor. Depindem foarte mult de banii care primim de la OIREP-uri, pentru că acum avem o clauză în contract să ne susține pe acțiuni. Da, eu ce vă pot promite că din punctul nostru de vedere ce am făcut anul trecut ar trebui măcar să dublăm ca și acțiuni, atât promovare, media, presă, scrisă, presă, TV, acțiuni. Cât și dor tutor, adică așa, din ușă în ușă. Din ușă în ușă. O să reluăm conferințele, o să reluăm editarea de pliante împreună cu operatorul, cu voluntari, vom participa, pentru că la ora actuală, dacă lucrurile sunt cumva așezate și fiecare știe ce are de făcut, partea asta de conștientizare e la un nivel e la loc care, de mai bine. Da, haideți mult, să fiem așa un pic mai optimiști, mult, să spunem. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!